pe val, ca să spun așa. Ei, într-o zi sună un telefon și spune: mă cheamă Mihaela Moscaru, sunteți Florin Piersic senior sau sunteți Florin Piersic junior? Zic, sunt bătrân. El, de ce spuneți așa? Nu-mi place să spuneți, să știți, să vă iubesc foarte mult. Dar așa de mult vă iubesc. Aveam un accent moldovenesc, așa. Și moldovencele astea, după câte știu eu, și să nu-mi spuneți că nu e adevărat, astea sunt cam rele de muscă. Asta e 100%, spun asta, jur. Am experiență, din nou o experiență practică, așa, spirituală. Și spirituală. Si. Bravo. Bă, dar și le știi să le iau asta. Am pregătit. Fii atent, copil, ești pregătit pentru emisiune. Și, da, Mihaela, spune-mi, eu zic, vai, dar știți cum vă iubesc? Zic, ai gusturi bune, bravo ție, bine că mă iubești. Spune-mi, știți, domnule, vreau să vă spun, nu mai îmi dați voie să vă dau un telefon, sună-mă. Mă, după 10 minute mă sună din nou, după un sfert de oră mă sună din nou. Îi spun, ești drăguță? Zice, cred că da, eu sunt nici blondă, nici șaten, așa, am ochii verzi, zic, bravo, ești genul, o să vă plac eu. Ia, zic, dar de unde știi? Știu eu ce gusturi aveți dumneavoastră. Bun. Și mai sună și la un moment dat nu mai sună deloc. Și mă gândeam, uite mă, fulea dragă, eu vorbesc cu ea, nu știu ce să-i spun, și nu mă mai sună. Am avut extemporal. Am vrut să vă sun din nou, dar știți că eu am avut extemporal, am avut examen, eu sunt studentă. Sunt student în anul 3 și să știți încă o dată, eu știu și o poezie a dumneavoastră. La șir cu un accident banal, un acrobat, un salt mortal și acrobatul nu s-a mai sculat. Alămurile din orchestră au tăcut, iar clownii din arenă au țipat și îmi recită poezia lui Minulescu. Zic, bă, ești formidabilă, mă, nemaipomenită. Și când văd că mă sună de 10-15 ori, zic, nu vrei să vii până la mine? Vai, dar nu-mi vine să cred. Aici sunt cu Tatiana Samoilova la Cannes, la festivalul filmului de la Cannes. Samoilova, care a fost eroina Leta Giurăvlei, Zboară cocorii, știu limba rusă. Ori asta am vrut să spun că ea, această Mihaela Moscalu spune, dar cum să fiu? Zic, vino, uite, stau în locul cu tare, urci în stânga-i liftul, vii, când să vin? Dar nu știu cum să spun, zic, că n-ai nicio grijă, fată, că doar nu-ți fac nimic. Păi dacă nu faceți nimic, ce-ți mai vin? Am văzut eu că îi merge mintea la asta, zic, drăguță, fata, nu știu cu tare. Urmă, dacă dușuri multe, bă, prost eram, să fiu al naibii, dacă faci dușuri multe, slăbești. Eu în ziua aia, când știam că la 7 seara vine, atât m-am spălat, de-aveam degetele de zici la rufe. Toate erau crăpate așa. Mi-am pus cămașă neagră, am pus două lumânări în bucătărie, am făcut două cafele. Zic, să vadă că o primesc ca un domn. Nu știam ce urmează, dar eram bucuros. Am dat telefon la Cluj, la poporul maghiar. Zic, auzi, la nevastă mea. Zice, când vii? Am să vin, dar acum sunt ocupat, mai am treabă. Mâine și poi mine mă întorc. Ce treabă? E, zic, nu pot să-ți spun. Am repetiții, am cu tare. Că la minciuni, vă jur, n-am egal. N-am rival. Dacă eu mint și mint când vreau eu să mint, nu se poate să nu mă crezi, că ți-aduc argumente. Paranteza a fost asta, viu. Și aștept. Eu am o sonerie din Rusia. Are 11 melodii. Dacă veniți la mine acasă în București și intrați la mine și apăsați, talambaling, talambalang, talambambambina, dacă vin hoții, aia cântă două ore, pradă toată casa și încă melodia se bucură. Tam, daringa, mă, zic, dar am luat-o în Rusia, că mi-a plăcut, că nu știu. Și sună, sună, e prima dată când nu m-am uitat pe găoaza aia să văd cine e. Știi că ai o găoază de aia, cum se zice în Ardeal, cum se spune, o gaură, nu? Cum se cheamă aia? N-are nicio importanță cum se cheamă. Cum se cheamă? Vizor. Vizor, mă, așa. Așa. E unul vizer și ăsta se ocupă cu afaceri, cu chestii, cu rugby. Da. Băiat bun, Marius Vizer îl cheamă. Dom'le, și vizorul ăla, nu mă uit prin vizor și deschid ușa. Și în fața mea, cine? Baritonul Dani Ordăchescu, la care eu i-am botezat 3 fete. Și zic, ce cauți, bă, nenorocitule, aici? Zic, eu aștept pe cineva, n-ai telefon să-mi dai? Zice, eu sunt Mihaela Moscalu.
Respirația-i, dracu de bagabon. Ești nebun, mă. S-a dărâmat peste mine un munte atunci. Zic, mă, zice, bă, atât am putut să râdem, pentru că eu, cu nevastă mea și cu fetele, stăteam pe telefoane, una din fetele lui, cântăreață mare, da, la ora asta, e da, da. O fată excepțională, foarte, foarte talentată, soprană, da, excepțională. Dar și el e un tip extraordinar. Poftim? Și el e un tip extraordinar. Cine e Iordăchescu? Da. Excepțional, e bolnav. Și nu vreau să fii bolnav și îți promit, nu mâine, nu poimine, dar după duminică viu la tine. Dănuț, știu că mă aștept și că vorbim la telefon, dar trebuie să te văd. Și în momentul ăla îl poftesc în casă, el îmi spune, noi am râs și ne pregăteam ce să te întrebăm și ce să spunem. Adică eu ce să spun. Eu am uitat că el încă din facultate imita fetele. Mă, dacă tu vrei, Mihai, să faci, să imiți o fată, după două minute simțim că e voce bărbătească. Normal, da. La el nu se simțea. El așa-și trecea toate examenele, că profesorii îl puneau să vorbească ca o fată. Și el vorbea ca o fată și vorbea și povestea și nu știu ce. Dacă închideai ochii, erai sigur că... Clar este că am stat cu el de vorbă, am povestit, decepționat, m-am culcat singur, bineînțeles, și a doua zi dimineață, la mine nu se obișnuiește, nu se obișnuia să mă sune cineva la 7:30, la 8. Și sună telefonul. Zic, asta e, e Dan Iordăchescu. Fii atent ce-i fac. Alo? Voce profundă așa. Zic, da. Florin Piersic? Zic, să-mi giugiulești bărzoiul. Eu crezând că-i Dan Iordăchescu. Pauză. Zice, sunteți Florin Piersic senior sau junior? Zic, lasă-vă vrăjeala, n-ai auzit să-mi giugiulești bărzoiul? Zice, vă rog să-mi permiteți să mă prezint. Sunt Victor Opatski. Consilierul președintelui. Zic, da? Și tu să-mi giugiulești bărzoiul? E de unde să știu, mă? Ce să caute, mă? Ce să caute Opatski cu telefon la mine? Zice, un moment, vă rog să vorbiți cu domnul președinte. Mă, zic, dacă îl imită Iordăchescu și pe Iliescu, înseamnă că e genial. Și o dată aud, inconfundabilă, vocea domnului președinte. Știu că vă uitați la mine. Alo? Florin? Zic, domn președinte, aveți noroc că am ureche bună muzicală, că am să vă spun să-mi giugiuliți bărzoiul. A început să râdă, zice, de asta e așa palid Opatski, zici de asta. Florin, ne-am gândit să te sărbătorim la 60 de ani la Cotroceni. Vă mulțumesc, domn președinte. Asta e povestea pe care a vrut-o Tudor să o audă. N-am vrut să vă spun, dar acum trebuie să înțelegeți. E ziua.